Salutare tuturor, o nouă zi, ca de obicei, la Albine. Ce ai făcut, mamă? De ce ai murit? Bătrânețe? Mai saltăm și noi un capac? Ia. Să știe care stă până aici, cum să le las și eu așa. Nedranjat. Uite. Mușelul. Nu se vede în telefon, dar nu știu de ce nu se vede. Uite. Da, începe cam de la 3 degetichie. De aici. E bine așa. Gata. Până la diafragmă, frumos, aici la fel. E bine. O să trageți voi concluzia dacă deranjul ăsta care îl fac eu zilnic, dacă le afectează cu ceva. Adică o să filmez aproximativ în fiecare zi și în primăvară o să vedeți rezultatul. Dacă, nu știu, mor albinele, se depopulează, ce se întâmplă? Uite ce frumos. La diafragma e plin. Așa trebuie să stați. Uite ce doarme. Dormi, mamă, dormi. Cu ochii deschiși dormi. Ia. Au ce le doarme. Ce faci, mama? A dormit pe rama, ci doar pe unde apuci. Da. Astea stau mai strânse. Ia așa. Aici. Puțin mai desfăcut aici. Uite cam așa. Uite și ăsta parcă s-a ridicat mai sus. Mă, ce? N-ai mâncare? Arată foarte bine. Foarte bine arată toți. Și pe asta. De ce te ridicam în sus așa? Ți-e cald? Voi ați ieșit aici ca să vă filmez? Bagă-și tu capul acolo, între alea acolo. Ce faci? Stai urcat pe ramă. Ai călduri? Ce bine iernează el la 7 grade, la 8 grade, cât am eu aici. Deci la 8 grade, uite asta care stă sus pe ramă, ea oricând poate să ducă între albine acolo, nu îngheață de frig. Și unii zice că albina cel mai bine iernează în frig. Interesant. Interesant. Uite, albinuța asta de aici care o vedeți aici, ea când vrea să poate duce între albine acolo. Dacă acum era 0 grade, au văzut apicultorii, dar nu recunoaște. O găsești înghețată așa pe ramă sau. Uite, uite cum merge. Mă, frumoasă, mă. Unde te duci? Te-am speriat eu? N-ai stare? Unde te duci? Da. De câțiva ani pun filmulețe că iernez la căldură și încă mai sunt persoane care consideră că cel mai bine iernează afară, în frig. Da, am și afară, uite. O să vedeți diferența ăștia față de aia de afară. Dar fiecare să crede ce vrea.
Cât avem? S-a ridicat la 9 grade. A fost mai frig, dar acum e trecut de ora 10, 10 jumate. Hai să mergem la oraș. V-am arătat aici butoaiele, uite-le. Mă aștept să le umplu la an. Gol. Bă, ce-am făcut eu, băi? Uite, s-a făcut ora 11. Cam târziu, bă. Mă dă șeful lipsă. Pleci la ora 11, la servici. Cine mai pomeni? Ca directori. Ia să vedem, este cineva director din cei care se uită la filmele mele? La ce oră se duce la servici? La 11, nu? Astăzi aș avea comandă o miere cu propolis pentru o persoană care a spus că cam are stomac. Nu știu, are dureri, stomac, nu știu ce are. Și eu i-am recomandat să încerce mierea cu propolis, că rău n-are ce să-i facă. Eu acasă mai mult așa consum decât să consum miere simplă. Mi-am amestecat cu propolis și chiar și la cafea mi-am făcut așa o miere cremă și salut vecine, îmi pun și la cafea și la ceai. Deci astăzi cam așa aș avea un borcan din ăla mic de o jumate să duc. Și mai trebuie să mă duc într-un loc, să duc la o persoană să vadă, adică nu știu ce o să cumpere, să vedem. Am mai spus eu în filmarea care am făcut-o înainte, o zi înainte, că eu cunosc foarte multe persoane cu care am colaborat ani și ani, pentru care nu știam 47 de ani. Și în toți anii ăștia am avut și eu mai multe activități, printre care tapițer, auto. Am lucrat tapițerie la camioane, la turisme mai puțin. Nu stau să le enumăr, mai multe activități am avut. Și am colaborat, logic, cu fel de fel de oameni, da? Mai ales oameni cu bani. Adică nu-și permitea oricine să își facă tapițerie, da? Adică am lucrat și huse de scaun, făcute de mine, să îmbrac scaunul total frumos, așa, ca de fabrică. Și normal că nu oricine își permite cum să facă chestia asta. Și atunci am colaborat cu oameni cu bani, oameni care și-au permis. De multe ori îmi dădea de cât cheile la mașină, zicea, Costine, am încredere în tine, du-te, fă mașină. El pleca la plimbare unde pleca și mie îmi dădea mașina să eu aranjez. Bineînțeles că am avut firmă pe chestia asta, ceea ce făceam eu, activitatea asta, și tot așa era activitatea mea, adică plecam, eu plecam și mă duceam la ei. Eu nu venea cu camionul la mine acasă, deci eu mă duceam la camionul
care era al patronului sau mai multe camioane de obicei, avea în garaj acolo și eu mă duceam la ei. Și în felul ăsta am lucrat mai mulți ani și cunosc foarte multe persoane și acum mi-e foarte ușor ca să fac așa o tură, să le dau bună ziua. Înțelegeți? Adică mă duc frumos la ei, sunt bine primit, întotdeauna eu cu cine am colaborat am fost o persoană care am fost așa, cum să vă spun, cu bun simț, am căutat să ajut, să fac și în plus de la mine. Adică au fost situații în care poate a rămas în pană șoferul și am spus, domnule, rămâneți, a rămas în pană, m-a sunat, da, domnule, vin și te ajut. Adică a fost o activitate aparte de ceea ce făceam eu. Dar am făcut treaba asta că mi-a plăcut să ajut. Fel de fel de situații, așa, am ajutat. Și pe chestia asta am rămas în atenția lor, cum să zic, o persoană ok, așa. De exemplu, acum dacă mă duc la cineva, la un patron, mă invită în birou, haideți la o cafea, ce mai faceți, stau de vorbă cu ei, deci nu mai așa de la poartă, ia zi bă, ce vrei. Nu, tată, nu așa. Și uite că îmi prinde bine, acum îmi vând foarte ușor mierea de albine. La asta am spus eu, nu-mi permit acum să dau un telefon, să zic, alo, bună ziua, ce mai faceți, doriți miere? Foarte rar fac chestia asta. Eu trebuie să fac așa o tură cu mașina, mă duc în treac, nu trebuie să le zic eu neapărat de miere, că ei știe că am miere. Și în felul ăsta vând și eu un borcan, 2, 3, 5, ați văzut cam cum vând. Deci nu e alt secret, vă știți. Adică mi-am construit singur poftim. S-o numesc afacere? Cum s-o numesc? Activitatea asta. Adică fiindcă m-am purtat frumos întotdeauna cu cei din jurul meu, am avut de câștigat. Nu știu să-i explic mai bine de atât. Cred că ați înțeles ideea. Deci în momentul de față eu nu sunt certat cu nicio persoană, nu, chiar dacă alții au căutat să-mi facă rău, eu vorbesc totuși cu ei. Mă fac că nu văd. Chiar dacă ei mă consideră că sunt, nu știu cum mă consideră, așa, mă fac că nu văd când îmi face rău. Da, cam asta am vrut să zic. Că poate mulți se întreabă că unde mă duc eu toată ziua să vând. Eu am în telefon, deci nu exagerez, dar cred că am câteva sute de numere de telefon ale persoanelor cu care am colaborat. Da. Și mi-e foarte ușor așa să fac un circuit și îl fac de plăcere. Asta e important. Bineînțeles că unii dintre ei mă sună. Și uite cum a fost acum, a sunat și mi-a spus patroana, m-a sunat patroana la o firmă, domne, soțul meu, uite, are niște dureri de stomac, niște arsuri, aveți ceva pentru... Mă, doamne, zic, singurul lucru care aș avea, cred că mierea cu propolis, altceva, nu știu ce să vă dau. Eu nu prea fac preparate, vă spun sincer, nu prea îmi place să stau să fac, decât atât, miere cu propolis și miere cu polen. Nu că nu-s bune, adică să faci miere cu cătină, miere cu nuci, miere cu ghimbir, cu nu știu câte alea se amestecă, da? Care poate să facă, bravo lor. Eu nu prea stau să fac așa ceva. Bun, haideți să vedem ce facem astăzi. Pun pauză și revin în momentul în care ajung la primul client. Hai că iau telefonul cu mine. Băgăm în buzunar. Ești acasă? Salut! Salut, patru. Ce faci, Vane? Mă uit pe telefonul, da. Măi, soția ta zicea că
Nu știu, mire cu propolis, că ai tu probleme cu stomacul. Da, cu stomacul meu, da? Știe că tu mă faci. Ce trebuie că nu fac bine? Ce ai dat stomac? Mă, mă supărat o pentru mine. Mă, dimineață, fii atent. Fii atent, am uite de aia de să-l cânt, mă. Vrezi de tot. Deci dimineață, eu ți-aduc un burcan de mire. De asta cu propolis. Îți iei o linguriță dimineață. Păi da, mă, dar ce că propolis, da, nu știu. Păi propolis, mă, miere cu propolis. Așa, bă, băiatule, trei borcane de tei. Una, două, trei. Cu 30, cu 70, 240. Fă-mă pe calculator, mă. Au, trec. Da, mă, ce faci, mă. 235, atâta e, doamnă, da. Plus 25 aia care ți-am dat toți. Te-am luat toți bani. Tu ai vrut așa. 260. Deci ia-ți dimineață. Tu ce faci? Bei cafea dimineață? Beau cafea. Păi nu mai bea. Păi de ce să nu beau? Păi nu mai bei, tată. Să iau de asta cu mine? Păi cafea îți face rău la stomac dimineață. Deci ia o linguriță din asta pe stomacul gol și după o oră, două, mănânc sau ce mai faci? Gata, mă, bă, de cafea, că aia te omoară dimineața. Așa facem atunci. Să luați cu încredere, doamnă mie, că e de la mine. Păi soțul ia, dar noi de unde am luat mai cu zahăr? Evităm să mai luăm. Doamnă, scumpă, sunt direct producător. Încercați. Era pe DNU, parcurile unul la altul, mai unul. Așa, fugiți eu. Deci nu pune zahăr, nu? Nu, doamnă, stați neiște, nu pune. Noi dăm și la bebeluș și... Exact, încercați, dar să știți că mirea cristalizează după un timp. Păi adică da, da, aia ziceți... este bună care... Uite, haideți să vă arăt cristalizată la mașină. Dar majoritatea nu o vor așa, deci o vor lichidă. Adică... Că aia este mai bună. Da. Păi o vor lichidă, că așa o vor, eu ce să le fac? Noi o încălzim ca să fie lichidă. Ia uitați-vă aici. Deci asta ce zice? Miere polifloră, da? Și asta tot polifloră. Dacă o... Miere, trebuie da. Să mănânc, dar nu știu cum a zis, să nu fie... Cum a zis, da. Uite, eu vă recomand o miere mai bună de tei. Deci mirea de tei am pus doar la pădure de tei. Da. Că nu, n-am să vă dau noi am mai luat de rapiță. Rapiță ia. Am luat-o de la o mănăstire, uite. Foarte bună. Tu m-a încercat. Am luat-o da. De la... De la... Parepa. Că n-am să vă dau să gustați acum, n-am lingurițe la mine. Da, și cât e borcanul? 25. 25. Rapița, 25 polifora. Ei, ne dați un număr de telefon și aveți. Bine. Hai că am vândut, nici nu mă așteptam eu. Nici n-am mai numărat borcane de cât am dat. 7, 6, nu știu cât am dat, sau 8. Nici nu mai le-am numărat, nu mai contează. Deci cum am deschis portbagajul, au văzut oamenii care erau în zonă. Și uite așa să vin de mire. Dar într-adevăr mai sunt și persoane care au luat țeapă de la... anumiți apicultori, că nu avea cine să vândă miere, nu? Apicultori. Și uite că am de discutat cu ei din cauza că... Îmi spune, domnule, dar n-a spus zahăr în ea? Poftim. Ce să mai spui? Ei spui că mierea e bună, că e curată și nu te crede. Au și dreptate, n-a. Pe cine să mai creadă, pe cine să nu creadă. Acum problema mai e că mulți, când vede că cristalizează, ia uite, zice, s-a făcut zahăr. Le explici că așa e mierea naturală cristalizată, îi arăți borcanul și zice, da, asta e naturală, dar zice, dați-mi de asta lichidă. Poftim. Ce să le fac? Deci dacă eu ar fi să vând doar miere cristalizată, eu nu știu dacă aș vinde 5 borcane într-o lună, că nu mă preferă omul așa, îi explic, îi spun, domne, poate nu mă credeți pe mine, spun. Uitați, aveți internetul la îndemână. Dați o căutare acolo despre miere și vedeți cum trebuie să arate mierea naturală. Și degeaba le spui că eu le spun și ei zici că n-aud. Sau după ce pică de acord și ce da, dumne, într-adevăr, așa e, mierea naturală e cristalizată. Și când să-i dau borcanul, ce da, dați-mi de aia lichidă. Că zic asta să știți că am încălzit-o. Ei, lăsați așa că e mai bine. Mai zice ceva, tata. Ce? Oricum este exclusă eroarea aia spusă de nu știu cine a reușit să o inventeze, că mierea devine toxică sau că devine doar un simplu îndulcitor. Hai mă să o luăm așa, clar. Fă-ți un sirop de zahăr acasă
simplu, zahăr cu apă și un borcan din ăsta de miere care a fost încălzit ca să ajungă lichidă, că asta e. 99% din apicultori asta facem, o încălzim ca să o dai lichidă. Și du-o la laborator, tată, și spune-mi și mie dacă e exact un simplu îndulcitor, ca să vedeți câtă minciună există. Deci unii spun vorba asta, este un simplu îndulcitor mierea încălzită, adică nu mai conține nicio vitamină, nimic, tată, nu mai conține. Păi atunci a fost o apă cu zahăr acasă și mănâncă de-aia sau du-o la laborator și pe aia cu apă cu zahăr, chiar așa, și du și niște miere încălzită, să vezi, chiar așa o fi, vă spune că e minciună gogonată. A inventat-o cineva, nu știu cine a inventat vorba asta, a mai inventat altul că a zis că dacă o încălzești e toxică, altă minciună. Păi eu mănânc miere de-asta încălzită de 20 de ani. E toxică? Eu sunt intoxicat acum? Bă, băieți, nu mai vorbiți prostii. Și cred că tot apicultorii ascult din vorbele astea, nu știu cine. Da? Că și-o mai pierde din proprietăți și-o mai pierde, dar eu vă spun acum, de ce nu mâncați cartoful crud așa cum e el și îl prăjiți sau îl băgați în ciorbă și îl fierbeți? Pun și o întrebare. Încă asta, doar toate alea crude și carne. Tot ce s-o prăjești, că-și pierde din proprietăți, mănâncă o crudă. Facă deja în sare așa, țandă. Repede să duce o vorbă de asta așa în toată lumea asta. Că mierea e toxică, că nu știu ce. Mi-a zis omul ăla, nu știu dacă ați auzit în filmare, a zis că a cumpărat miere de la nu știu cine, că n-a spus numele. Și după ce a gustat din ea, l-a luat amețeala. Ai bă, frate, că... A zis-o și ăla, băi, și dacă era miere falsă, pe cum stea amețeala de la miere? Dar bă, găsește câte o vorbă din asta, dar nu mai știi ce să-i răspunzi. Așa mi-a zis, zice că domnule, am cumpărat niște miere de pe DN-ul, era cineva cu miere acolo, am cumpărat un borcan. Am ajuns acasă, când am mâncat din ea, a început să mă doară capul, m-a luat amețeala. Mai las-o încolo, păi ce-a avut ăla mă, miere? Că a falsificat-o, păi hai să zicem că ai cumpărat apă cu zahăr, nu știu. Păi și te-a luat amețeala, acasă nu mănânci zahăr, când mănânci bomboane sau acadele ce le dați la copii, le ia amețeala. Dar exagerează omul, bă, băiatule, exagerează. M-am enervat acum, m-am enervat că m-am săturat de vorbele astea, că spune că ai pus zahăr în miere, că îi păcălești, că... Ce înalt sunt eu? Că uite, te uiți așa. E normal. Ce viața mea, nu? Se plimb, adică. Nu plimb, asta e. Fiecare își alege în viață ce vrea. Îmi pare bine că te-am văzut. Și muncești așa. M-am angajat de la 16 ani. Te cred. Îmi place că aveți frumos. Ce mai frumos aveți? Pe unde mă duc? Nu e nicăieri aranjat așa. Mergem mai departe.
două de salcâm, una de tei. Cam gata pe ziua de azi, ora 2. Am plecat mai târziu astăzi. Vânzarea a mers foarte bine. V-am arătat că de cât așa. Adică ați auzit că de văzut am băgat telefonul în buzun. Cam asta este viața de apicultor în acest sezon, adică de iarnă, așa. În sezonul de vară, la mine activitatea devine mai puțin mai aglomerată, pentru că eu nu am filmat înainte, dar activitatea mea este aceeași și vara și iarna cu vânzarea. Plus de asta, în timpul verii, intervine să-mi duc stupii la noi locații de cules, să-mi caut locațiile care sunt cele mai bune pentru cules, deci le caut locațiile, apoi să mut stupii acolo, la 2-3 zile să mă duc la stupi să văd ce se întâmplă pe la albine, merge culesul, nu merge, clădește foițe, nu clădește, bagă miere, nu bagă miere, vrea să roiască sau stau liniștite. Asta înseamnă foarte mulți kilometri la mine care îi fac în timpul verii, adică din primăvară, cât ține sezonul în care sunt plecat cu albinele. Deci chiar dacă am stupi la 100 și ceva de kilometri, mă duc până acolo, verific rapid, văd care e situația, poate deschid un stup 2, plec înapoi, sună clientul, îi duc miere, vin acasă, pregătesc rame, acasă am alt stup, știți că am roi care țin acasă, bag poate foițe la clădit, a doua zi din nou fug la client la miere, din nou plec la stup, apoi caut, cum am puțin timp liber, caut o altă locație să pot să mut stupii, de știți cum sunt vara, eu nu v-am arătat, dar sunt la foc continuu. Deci nu prea există timp de stat în timpul verii. La stup ăștia, la 36 de stup care i-am și câțiva roi acasă. Și, deci mă ocup de albine în timpul verii și de clienți. Și asta mi-o ocupă tot timpul. Când e de extras miere, pune mierea la borcane. Mă duc la București, cumpăr borcane, cu etichete. Mierea eu nu o las să cristalizeze, o pun deja de când e lichidă, o pun la borcane. V-am mai arătat eu treaba asta. Nu e chiar ușor așa să înfiletezi câte 2-3 mii de capace. Adică destul timp care să mi ocupă treaba asta. Să-mi cresc niște regine și tot așa. Aproximativ într-un an de zile fac peste 35.000 de kilometri. Cred că ați auzit bine. 35.000 de kilometri cu turismul. Pentru ce? Ca să duc stupii la diverse culesuri, să fac recunoaștere și să vând miere. Deci nu ca să mă duc eu la mare sau la munte sau nu știu unde, nu. Doar în activitatea asta, cu stupii ăștia care i-am,
aproximativ 35.000 de kilometri anual. Cum pare? Vorbesc cu cei începători, nu cu profesioniștii. Poate că ei sunt cheltuieli mult mai mari, alergă mult mai mult, muncă mult mai mult, e logic. Dar eu la stupi ăștia care i-am, în timpul verii, de dimineață până seara, aproape că nu am timp să stau. Sunt, să zicem, 2-3 ore la albine, apoi sună telefonul, mă duc să duc niște miere. Vin acasă, mai pregătesc niște rame, mai lucrez ceva pe acasă. A doua zi o ia doar la capăt, la început. Dă-i cu clienții, am zile în care ajung acasă și seara la ora 5 mă sună cineva, vreau și eu două borcane de miere. Doamnă, vin acum sau vreți să vă aduc mâine? Nu, acum vreau. Bine, vin acum. Și am zile în care fac orașul, Ploieștiul, de două ori pe zi. Și am pățit când nu m-am dus, am pierdut clientul. Deci n-am mai fost să mai sună. Cam asta e activitatea cu 50 de stupi ai mei. Cunosc persoane care are peste 100 de stupi și vara și iarna nu are timp, de dimineață până seara aleargă. Să vândă mierea, să aibă grijă de albine, toată activitatea asta cu stupi. Zi de zi. Normal că e muncă mult mai, să zicem, mai puțină la cei care o dă la Angro, dar acolo intervine muncă multă la stupi, adică trebuie să ții tu mult mai mulți ca să-ți permiți să o dai la Angro. Și atunci intervine o pauză de muncă, să zicem, perioada asta de toamnă-iarnă, în care, să zicem, că e activitate mai puțină, dar gândiți-vă când, dacă ai 200-300 de stupi, că iarna, în perioada de iarnă, trebuie să stai să faci cât 1000 de rame. O puțin așa. Dacă te ocupi de vinzi roi, gândește-te că multe rame le vinzi. Deci trebuie să faci poate 2000 de rame iarna. O chiar simplu. 2000 de foițe, 2000 de rame, însărmează, capsează, fără. Eu în fiecare iarnă fac în jur de 150, poate 200 de rame. Atât. Care le schimb, adică le topesc și le schimb. Așa că începătorii, nu e simplu, tată. Deci se poate trăi din apicultură? Se poate, dar dacă vrei să ții și servici, nu știu ce mai faci. Mai ai timp de stup sau îți roiești stupii? Sunt alții care reușesc să țină și servici și albine. Bravo lor! Eu n-am reușit așa. Nici nu vreau. Bun, cam atât pe ziua de azi. Ok, filmarea. Sănătate și numai bine.